Bună, dragile mele! Sunt foarte, foarte bucuroasă astăzi pentru că în sfârșit a venit căldura, în sfârșit a venit primăvara. Bine, poate mai durează câteva zile până când vine căldura aia de primăvară cu totul. Este soare afară, eu sunt super, super bucuroasă pentru că deja mă săturasem de iarna asta, care tot nu mai vroia să plece, mă săturasem de frig, m-am săturat de hainele alea grele ale iernii. Și pentru că este 1 martie, vă felicit pe toate și vă doresc la toate o primăvară cât mai frumoasă și de ce nu și o vară și o toamnă și până la anul să aveți numai soare pe strada voastră și să vă fie numai bine. Și pentru că e martie și eu v-am promis că luna martie este luna părului, ghiciți ce v-am pregătit? V-am pregătit o mască de păr, o mască foarte hrănitoare, o mască care mie îmi place foarte, foarte, foarte mult pentru că îmi face părul să miroase a ciocolată. Hai că v-am făcut curioase, nu? Și de ce e foarte frumoasă și interesantă masca asta de păr? Pentru că nu trebuie să cheltuiți o avere pe nu știu ce produs cosmetic de la nu știu care companie. Probabil că nici nu trebuie să ieșiți din casă. Puteți să vă apucați chiar acum, imediat, de treabă. De ce? Pentru că aveți nevoie doar de 3 ingrediente și sigur, sigur, sigur le aveți prin casă pe undeva, ori prin frigider, ori prin debaraua voastră, pe unde mai țineți voi, nu știu. Bun, să trecem la treabă, nu? Așadar, avem aici iaurtul nostru, un iaurt simplu de 125 de grame. Trebuie să-l luați pe cel mai gras care există. O să fiu sinceră și o să vă spun că nu știu ce anume face iaurtul pentru scalpul nostru, dar bănuiesc că grăsimile lui ne hrănesc părul. Apoi, am cacao. Cacao amară, fără zahăr în ea. Eu ador masca asta pentru că îmi face părul să miroase a ciocolată. Este absolut și durează foarte mult mirosul. Și pun cam o lingură de cacao. Ok. Am pus și cacao. Și ultimul ingredient este uleiul de ricin. Dacă nu aveți în casă ulei de ricin, fuguți la farmacie și cumpărați-vă o sticluță de ulei de ricin pentru că este foarte folositor. Foarte hrănitor pentru păr. Eu îl folosesc și pentru sprâncene și pentru multe chestii îl folosesc. Așa, adăugăm și uleiul. Și amestecăm totul foarte, foarte, foarte bine. Cred că am pus un pic cam multă cacao. Ia să vedem dacă se amestecă. Nu, e chiar ok. Am pus atâta cacao cât uitați ce compoziție frumoasă a ieșit, zici că e mus de ciocolată. Iată așadar masca noastră. Și are un miros foarte, foarte, foarte plăcut. Nu mai rămâne acum decât să iau totul cu mâna și să pun în cap. Doesn't matter.
am ținut masca în păr 3 ore și după aceea m-am spălat foarte bine pe păr. Nu uitați că este o mască naturală și cu cât o țineți mai mult în păr, cu atât este mai bine pentru părul vostru. Nu are nimic chimic, deci nu vă poate dăuna părului. Părul este mult mai moale, are mai mult volum, are un miros extraordinar. Sunt foarte mulțumită de masca asta și, în general, de măștile astea făcute în casă. Vreau să vă mai vorbesc de acest integrator alimentar, metionină se cheamă. Îl iau cam de o săptămână. Este pentru păr. Are niște vitamine aici care cic ar trebui să ajute la întărirea părului. Dacă, așa ca o idee, dacă vreți să luați și voi, eu sunt de părere că trebuie să lucrăm și din interior spre exterior, nu să avem grijă doar de exterior. Încercați și voi masca asta și spuneți-mi ce părere aveți. Noapte bună!